Există o diferență între ceea ce știi despre Dumnezeu și ceea ce simți în anumite momente despre Dumnezeu. De exemplu, știi că Dumnezeu este omniprezent și totuși sunt momente în viața ta când nu simți prezența lui Dumnezeu. Ce faci în acele momente? Ce faci atunci când presiunea problemelor este mai puternică decât sentimentul prezenței lui Dumnezeu? Ce faci atunci când nu-l vezi pe Dumnezeu, pentru că ochii îți sunt plini de lacrimi? Cineva spunea că atunci când un pilot învață să opereze cu aparatele de bord, există o regulă de aur pe care trebuie să o urmeze întotdeauna. Nu trebuie să se încreadă în ceea ce simte el, ci trebuie să creadă întotdeauna ceea ce îi spune aparatul de bord. Într-un fel, asemănător este și în viața de credință. Sunt momente în care, indiferent de ceea ce simți, tu trebuie să crezi ceea ce îți spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate ești într-un moment în care simți îndoială, neliniște, confuzie. Cred că ar fi foarte important să faci ceea ce a făcut psalmistul în psalmul 119, când a recunoscut în fața lui Dumnezeu. Sunt foarte amărât, spunea el, înviorează-mă, Doamne, prin cuvântul Tău.